să-l ia pe numele ei. Dar să moară mamă ta dacă nu spui ce ai băut. N-am băut nimic. Păi, înțeleg că s-a angajat, mentea deci teoretic șurpii de vin. Acum, că suntem în postul Paștelui, da, când mi-a lăsat cu pisă, îi de 3 luni în cap. Simona, am o veste pentru tine. Suntem în postul Crăciunului. Tot în post, ce-i drept. Dar e doar Crăciunul. Uite, ai și un brad în spate. Nu, că are deficiențe mentale. Nu, nu. Da, eu vreau să întreb... Ai, tu ești un esclop ordinar. Nu, 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 nu. Trebuie să vorbesc eu peste ca să nu mai... Simona, hai să vorbim civilizat. Simona, lasă-o pe Ana, lasă nu știu ce. Mă asculți? Hai să vorbim civilizat. Nu faci nici unghia aia mică a lui Ana. Nici unghia aia mică a lui Ana. Ești un handicap. Nu ai valoare ei. Nu, nu, dar eu pe bune, eu nu pot să mă înțeleg cu această femeie. E o femeie frumoasă, o femeie pedantă, o femeie elegantă, o femeie cu prestanță, care vorbește frumos. Tu ai fost și vei rămâne, Sisi. Simona, pot să mă înțeleg civilizat cu tine sau e ultima mea încercare? Pot? Simona? Poftim. Pot să mă înțeleg civilizat cu tine fără să jignești? E ultima încercare. Pot? Păi el mă jignește. Lasă că până să te jignească, el l-ai jignit tu de nenumărate ori. Când te-a bătut Nicolae Guță? M-a bătut acum 3 săptămâni, mi-a smuls toporul din cap, în fața lui Ana, banana mai ai. Lui o prostituată, pentru că a venit să văd copii. Nu. Nu, nu pot. Nu, începe cu jignirile. S-a întâmplat acest episod acum 3 săptămâni? Am zguduit-o un pic. Domnul Guță, nu-i frumos. Sau cel puțin am adus-o la momentul adevărului. Păi, cum se poate să vii să-ți vezi copilașii într-o stare de ebrietate avansată? Și cu doi indivizi sau trei indivizi care așteptau un taxi. Și vii la mine să mă înjuri și să spui la mine și la copiii mei. N-a scăpat, cred că, cum e vorba, de la cel cu țâța în gură până la cel cu barbasură. N-a scăpat neînjurat de... Nici nu știu cum să o numesc. Da, copiilor le este dor de ea? Păi acum copilașii, normal că le este dor, pentru că copilașii au fost, să zic eu așa, în ghilimele, tot timpul lângă ea, pentru că eu am avut de grijă, adică să-mi iau măsuri de precauție, pentru că ea, printre altele, are și permis de conducere, că eu, nenormalul de mine, am ținut să aibă permis. Cum l-a luat? Că... Eu știu cum l-a luat. Știe să scrie, să citească? A făcut școală? Păi, școală mă gândesc, din câte știu că avea. Dar acum cred că nu mai are nici clasele elementare. Mă refer ca bibilică. Acum așa, și am ajuns să-l angajez pur și simplu pe tatăl ei, să-l angajez pur și simplu, să-i dau un salar ca să o păzească pe nebună, să nu-mi ia copiii, să dea cu ei cine știe, sub vreo mașină sau să-i ducă pe nu știu unde. Tatăl e un om cum se cade, un om, să zic eu, cât taică-s-o a fost lângă ea, lucrurile au fost câtuși de cât bune. Dar eu n-am putut la nesfârșit să-i asigur la om, să-i asigur un salariu, pentru că omul are și el greutățile lui, omul are și el nevoile lui și lucrurile și la noi, ca și în oricare domeniu, scârție, nu se mai câștigă atât bani. Simona spune că mințiți. Cu ce minte, Simona? Cu ce minte? Minte pentru că m-a bătut... Păi a spus că te-a zguduit. Minte că m-a bătut, m-a tras de cap, m-a turât în fața lui blonda lui aia nespălată, o prostituată handicapată. Cred că cea mai nespălată ești tu. Nu să mă bată într-un stil barbar. Bine ți-am făcut. Ești un nesimțit, un porc. Nu, 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 eu nu încurajez niciun fel violența și cred că nu are... Păi nu, că cu ea nu se mai poate vorbi sau duce o discuție civilizată. Cu ea trebuie să duci nici cu băta, cu asta nu mai merge. Așa e de fiecare dată când vine acasă și vadă copiii așa jignește cum jignește și acum la televizor. Apropo, să nu mi-o mai dați, că nu mai vorbesc cu ea. Pe toată lumea. Ce să vă spun, ea e o femeie, cred că și obsedată mental și sexual, ea știe să... Nu zic nimic. Serios, na, copiii mi-au spus de multe ori că se uită la filme porno, beată, fumează în fața copiilor, înjură,